Autocarul echipei Astra Giurgiu a fost implicat astăzi într-un accident care s-a produs pe centura capitalei și nu s-a soldat cu victime. Potrivit directorului sportiv al clubului Astra, accidentul s-a produs din vina celuilalt autoturism, al cărui șofer nu a acordat prioritate. În autocarul Astrei, care mergea la revizie, se afla doar șoferul, pentru că fotbaliștii se aflau la Ploiești, unde făceau antrenament. A fost doar un mic incident, echipa a venit aseară, iar jucătorii nu erau în autocar. Este o avarie mică a autocarului, dar se rezolvă. Nici în cealaltă mașină avariată nu sunt probleme și nu sunt victime. Este vina celuilalt autoturism care nu a acordat prioritate, a spus Costel Lazar, directorul sportiv al Astrei. Autocarul fotbaliștilor giurgiuveni era unul de ultimă generație, este Tetra Confort Class 5 515 HD, făcând parte dintr-o generație dinamică de autocare construite de compania Daimler.